Ok, mă aflu în Hanoi. Sunt în piața centrală și tocmai ce am văzut aici, o omletă cu râme. Asta o știu că am văzut pe un alt canal. Și acum o să încerc să iau una, să văd și eu ce gust are. Nu știu exact dacă o să-mi placă, dar o să încercăm. Sorry, how much? How much? I'm good. Only one. Mi-arată banii să înțeleg cât. 20,000. Only one. One. Deci 20,000 o plăcintă cu râm. Acum o să mă pregătesc să iau și o scoverca cu râme. Haideți să vă arăt cum arată compoziția înainte. Cred că se văd niște râme pe acolo, doar că de data asta sunt moarte. Nu e exact cam ceea ce am văzut eu la alții. Dar tot aia e până la urmă. Thank you. Cam așa arată. Bă, dar asta nu e a mea, mă, nu? Păi e tot aia albumul care mi-a dat-o ăștia. Hai, n-ai bine unde mă așez și eu să mănânc asta. Sau să gust din ea măcar. Da, cam așa arată. Ok, acum astea sunt delicatesele. Mare renumit cățeluș. Și acum să vedem ce gustare. N-am mâncat în viața mea așa ceva și nu știu dacă o să-mi placă, dar deci asta este un cârnăcior. Și asta este din pulpă. Iar ăsta nu cred că va aparține de el. Și cred că în mare parte cam asta am pulpă și cârnăciori aici. Toate că pe net văzusem mai multe nebune. Hai să vedem și pulpița. Good. Dar tocmai mi-a arătat că se face și într-o frunză de aici după masă cu un pic de sos și să pui tot felul de prostie înăuntru. Și acum o să mănânci cu frunzele astea, nu știu. Abonat ce n-ai văzut astea. Da, gustul e oarecum e... Nu pot să zic că e neplăcut, dar... Deci că mănânci cauciuc. Nu are nicio legătură cu carnea de ce știm noi. Bun. Acum cum i-a făcut femeia asta aici? Deci a pus lămâie în bolul ăsta aici cu chili. Mi-a zis că să iau cu frunzele astea de aici pe masă. Mie sunt prietenii mei. What's your name? My name is Daniel. Hon? Hain. Sunt cu prietenii mei Hain aici și mâncăm cu toți. Nu știu ce și-au comandat, dar... My name is Daniel. Da. Uite, văd că mi-a dus și mie aici un platou cu nu știu ce. Ce naibii sunt astea? Probabil că e tot cățeluș. Dar asta cam frige, o să-l las pe mai târziu. Hai să încercăm și cârnăciorul. Da, dar așa să iau de aici o frunză de asta. O frunză de leuștean. Da. Păturești bine aici. Bagi cu sos. Și hai să vedem. No, nu atât de zgustător. Mamă. Oh, zici să nu încercați cârnatul. Hai să vedem de parte. Deci, să iau o frunză. Romania. Aveți aici. Romania.
Deci ai avut aici un ghiveț cu frunze. Haide să vă arăt cum arată și magazinul. Ma, deci aici în față la magazin este cam așa. Se vede coada, se vede capul. Pulpa și cam asta ar fi tot. Mare parte, nu știu dacă să zic că e dezgustător sau nu, dar sincer, îmi pare rău pentru bietul animal. Am avut și eu cățel acasă, îmi pare rău că a murit, dar nu știu, odată în viață zic să încerc și eu așa ceva. Hai să mai mănânc 2-3 duminica și plec, nu e pentru mine. Ok, pa, pa. Da, deci am luat niște chipsuri pentru snack. E un pic cam scârbă să-i mănânc, sincer să fiu. Dar nu știu, o să încerc unul, cred că o să-l iau pe ăla mai micul. Să văd cum este și cam atâta, cred că pe al doilea îl las aici. Wow! Așa, am luat bețele. Vedem cum le țin și pe astea acum. Cum se mișcă el. Așa, am zis că o să-l iau pe ăla mai mic, ăsta e ăla mare. Dar totuși, dacă nu pot să-l mănânc, să... Am luat numai 2. Prețul este de o liră fiecare. Deci e totuși... Haide. Da. Se zbate să scape și scapă mereu. Le-am mâncat pe ăla micu. A, deci le-am mâncat pe ăla micu. Uite, să vă arăt aici. Da? Deci pe ăla micu le-am mâncat. Mai e ăsta mare, care sincer, nu știu. Să-l mănânc, să nu-l mănânc. Ăsta e chiar foarte mare, deci... Nu știu dacă vă puteți imagina cam cât e ăsta. O să-l mănânc și pe ăsta. E foarte... Nu știu. Am pus aici un ulei de soia și ardei iute. Da. Deci am pus uleiurile astea ca să-i mai ia, probabil din greață, bănuiesc. Dar nu se mai simte gustul, sau cel puțin nu știu ce gust ar avea. E așa normal, dar cel puțin așa are numai gust foarte picant. Are o explozie ușor dulceagă. Nu se simte prea bine. Haideți să începem cu ouăle astea.
De cât am înțeles, se pune piper peste, da? Deci până acum am terminat cu ingredientele pentru viere. Și sincer să fiu, nu știu exact cum să mănânc asta, dar o să-i dau aici. Așa. Nu știu dacă puteți observa ca lumea pe cameră. Haide, mă. Sunt două care sunt eclozate. Fric foarte tare, momentan nu pot să desfacă lumea. Da, deci astea sunt wow. Deci nu pot să desfacă. Ok, iar acum am comandat niște ouă, n-am știut exact ce fel de ouă sunt astea, dar acum mi-am dat seama, sunt ouă care sunt clocite pentru câteva zile și apoi luate. Deci ouă arată așa, este dat cu sare complet, iar după ce îl curățați, oul devine așa. Se vede cum începea să se formeze oarecum puiul. Da, nu știu, asta chiar îmi pare super scârbos, sincer să fiu, nu știu, o să iau o gură, după care cred că o să-l las aici. Nu cred că o să mă impresioneze atât de tare gustul, cât îmi impresionează felul lor de mâncare. O reamintesc că le costă 30.000 de BND. Ok, și acum haideți să văd și ce gust are oul acesta. O să-l iau cu mâna, că oricum nu mă descurc cu bețele. Da? Deci, îl punem sare cu astea. Duce la gustul, nu că am uitat când eram mic, făcea la țară bunica, Dumnezeu certe, făcea ciorbă de găină, punea acele ouțe, nu știu cum să le spun exact, în ciorbă. E, cam așa duce ăsta la gust. Hai să-l bag pe tot odată, să scap de el. Cu de privire acum la o vietnameză de aici, e super, super drăguță. Știu că arată foarte dezgustător, dar la gust este ok. Deci chiar pot să zic că e ok. Sunt obișnuit cu astfel de mâncare, v-am spus, seamănă foarte mult la gust cu chestia aceea. Ouăle acelea de la găină care te puneau în ciorbă. Acum n-am mai mâncat așa ceva de foarte, foarte mult timp și asta chiar mi-aduce aminte de acele vremuri. Vă reamintesc că acesta este doar un snack, este un fel de alune sau biscuit pentru bere, doar că trebuie să comandați separat. Deci cam atât și cu astea două chestii, nu știu, și mi-am făcut pofta inimii. Ar mai fi carnea de șobolan care e nouă ouă aici, nu știu dacă o să mai caut oricum în seara asta, dar în mare parte mi-e fac. Până acum mi-am îndeplinit scopul de a veni în Vietnam. Ok, pa, pa.